Bună seara! Putem începe? Am luat act de decizia doamnei Mariana Durleșteanu de a-și retrage candidatura de la funcția de prim-ministru. Având în vedere că nu există la moment un candidat care să fie susținut de o majoritate absolută formalizată, am decis să îl înaintez pe domnul Igor Grosu la funcția de prim-ministru și i-am cerut domnului candidat să pregătească programul și să formeze o echipă cu care să meargă în Parlament. Vă rog dacă sunt trei întrebări. La aceste consultări am discutat despre poziția partidelor, nu am discutat despre retragerea doamnei Durleșteanu, pentru că lucrurile s-au întâmplat mai târziu. Dar ce după ce s-au încheiat toate negocierile. Eu am aflat despre decizie când s-au încheiat negocierile. Asta este răspunsul. Am aflat eu după ce s-au încheiat discuțiile. Aceasta deja este o întrebare pentru parlamentari. Deci până acum nu, și tocmai am argumentat de ce am înaintat această candidatură. Ce se va întâmpla în Parlament, urmează să vedem. Așteptăm ca domnul Igor Grosu să meargă cu echipa și cu programul și o să vedem care vor fi acțiunile, deciziile fracțiunilor parlamentare. De ce n-ați mai domnul? Noi am invitat partidele politice din Parlament. Și este la decizia lor să delegheze pe cine vor. Cu toții înțelegem că alegerile se pot întâmpla doar atunci când pandemia este controlată, atunci când situația se va îmbunătăți considerabil și de aceea, în primul rând, lucrăm ca să aducem vaccin, ca să asigurăm vaccin pentru cât mai mulți oameni și, în al doilea rând, să întreprindem celelalte măsuri care pot să protejeze cetățenii și să reducă numărul de infectări. Eu sper foarte mult că noi, în săptămânile care urmează, o să ne pătrundem cu toții de gravitatea situației și o să reducem aceste cifre strașnice, o să le spun, care țin de îmbolnăvirile de COVID. Și sper foarte mult că o să reușim să organizăm alegerile parlamentare anticipate în vară, pentru ca să scăpăm și de corupție, nu doar de COVID. Și acest lucru, din câte cunoașteți, este susținut de foarte mulți cetățeni din Republica Moldova. Alegerile anticipate sunt cerute de peste 70% din cetățeni. Vă mulțumesc, o seară bună!